Eu cred în fetele noastre și eu sunt sigură că noi o să ne străduim și o să putem să învingem și o să facem tot posibilul ca să ne ridicăm, să ridicăm echipa selecționată moldovenească și să o arătăm în aceste preliminare. Principalul este să fim fericiți din ceea ce am arătat mai în teren. Da, într-adevăr, am avut experiență în Naționala Moldovei. Este un nivel foarte mare pentru mine, dar eu cred că acesta este un început bun și pentru selecționata U17. Aceasta a influențat asupra jocului în teren și aceste cantonamente. Scopul meu personal este să susțin echipa și să jucăm bine pe teren, să arătăm un meci frumos. Personalul foarte tare îmi place, fetele sunt foarte unite, suntem liberi, avem o înțelegere pe teren destul de bună și sperăm ca scopul nostru să fie atins.